păianjeni. Ok, m-am transformat în păiangăn. Facem lucrurile astea. Oh, wow, am luat păianjăs acum. Deci, efectiv, nu m-aș... Cu asta? Cred că luam cu altceva sau dacă nu zburăm, îl luăm mai repede. Puțin transparentă. Poți să treci. Salut, eu sunt Ciobi și bine ați venit la un nou episod din minunata serie de Attack of the B-Team sau B-Team, cum vreți voi să-i spuneți. Dar nu înainte ca acest episod să înceapă, nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe butonul de subscribe și nu uitați de clopoțelul magic care trimite notificări de fiecare dată când postez eu un nou episod pe acest canal. Și hai să nu lungim intro-ul ăsta și să înceapă episodul. Băieți, vedeți schimbări? Da, multe, să zicem. Cumva suntem în același biome în care v-am lăsat pe voi data trecută, dar am făcut câteva mici modificări pe aici. Vedeți în inventar, da, îs full diamond și armura full iron, care e destul de ok, dar nu suficient de bună. S-a făcut seara, acum ceva timp, și am un dungeon aici de vrăjitoare și mi-am cam luat-o în dungeonul ăsta, dar se mai întâmplă, nicio problemă. Și vedeți niște puncte pe harta din dreapta, e bine, avem o casă. Prima bază se numește și e fix aici. Hai să vă arăt, mi se pare atât de interesantă. Bineînțeles, avem și foarte multe slime-uri dintre astea albastre pentru că avem o insulă dintre aia plutitoare fix acolo și cumva se spawnează și cad aici, da, nu e nicio problemă. Și avem și norii ăia de acolo care va trebui la un moment dat să ajungem la ei, să luăm și noi niște bucăți de nori, ar fi interesant. Dar până atunci, până să facem lucrurile astea, wow, am luat păianjenul, am luat ăsta, zise zic liliacul pe episod, deci nebun, nu mă așteptam. Mamă, ce tare îs acum. Deci efectiv nu mă așteptam la treaba asta. M-am transformat direct pentru că e prima oară când mă bat cu un liliac și nici nu mă așteptam să se spawneze. Ești nebun, foarte tare, foarte tare. În sfârșit, uite câte chestii am aici. Dar liliacul era ce-mi doream eu de la începutul episodului, de la primul episod de fapt, pentru că pot să-l folosesc să zbor tare rău, tare rău. Chiar nu mă așteptam să-l iau pe episod, sunt foarte bucuros, foarte bucuros. Hai să mergem mai departe și vedem deja primele rezultate ale bazei. Și hai să ne folosim totuși de liliacul ăsta dacă tot l-am luat așa și ne transformăm ușor. Mamă, dar ce mic sunt. Ești cât un bloc. Uite, uite puțin cum zbor. Ești nebun, ești cât un bloc. Ești nebun. Dar e foarte tare că putem să facem treaba asta. Și așa arată prima bază de pe harta asta, de pe mod pe cu asta. Am plantat niște copăcii dintre ăștia ca să fac baza așa puțin mai mișto. Ăștia toți de aici îs plantați de mine și arată impecabil dacă mă întrebați pe mine. Iar aici am început prima bază. Vedeți, avem ceva blocuri speciale, avem niște uși speciale din Carpenter's Block, niște uși care dacă le distrugem, cred că merge cu asta, așa, cam așa ar trebui să arate o ușă dintre asta. E ușă făcută din niște blocuri mai speciale și arată ciudat, dar în același timp putem să o personalizăm cum vrem noi. Dacă punem blocuri aici, o facem cu marble și arată super interesant. Și aici am încercat eu să fac niște lucruri. Mi-am pus un chest, am săpat aici groapa asta. Bine, era un cave care se termina aici și l-am făcut eu mai mare, mai spațios. Mă, dar ce îmi place că pot să zbor. Iar zona asta am zis eu că vreau să fac un geam gigantic pentru că arată doar ciudat așa o gaură. Poate mai facem unul în partea aia, altă vedem pe parcurs. Ideea e că am început prima bază și cumva voiam să filmez treaba asta, nu mă gândeam să o fac singur, pentru că apăreau discuții după aia. Și avem un chisel aici pe care vreau să-l folosesc pentru sticlă. Vedem dacă mamă, dar arată într-un mare fel dacă mă întrebați băieți. Soul glass, cred că ăsta e clean glass sau ceva de genul ăsta. Arată într-un mare fel, vreți să vă mint? Ia uite cum arată asta, ești nebun? Dar nu o vreau pe asta, da, clar, nu mai pot să o recuperez. Cred că o vreau pe asta. Unește, deci face un geam super clean aici și o să vedem super bine în exterior. Dar totuși are niște inserții. Să vedem totuși că e geam. Asta e de bine, îmi place cum arată, îmi place maxim, dar ce micuț sunt. Uite cum fug, ești nebun? Uite cum merg cu liliacă. Da, o să rămân liliacă, vă dați seama că o să rămân liliac pentru că nu mă afectează cu nimic și în același timp pot să mă folosesc de abilitatea lui de a zbura. Dar e ciudat point of view cum când stau așa jos, așa că mai bine mă transform, îs om normal cum ar veni, cât măcar cât construiesc, pentru că e ciudățică treaba și nu vreau să fie. Da, cred că în episodul ăsta cam asta o să facem. Cred că o să ne apucăm puțin de baza asta super ok. E prima bază, deci momentan nu vreau să construiesc o casă, o să stăm puțin așa în pământ. Dar în același timp se pare super drăguț ce e asta. Aluminiu, ok, super tare. Și am mai fost puțin laminat, cred că am deschis chestul ăsta, am făcut rost de lucrurile astea. Nu mai știu cum se făcea
jerk. Ok, asta, carnea asta uscată. Era un suport de lemn, wood, care putem să uscăm carnea de zombie. Putem să uscăm carnea de zombie și să o folosim pe post de mâncare, doar că nu mai știu cum se chema. Sincer să vă spun, e un suport special, nu-i label, altfel se numea. Îl caut imediat. Băieți, după lungi căutări l-am găsit. Se numește drying rack și se face cu niște sleburi. Drying rack, adică un suport să usuci carnea sau ceva de genul ăsta. Drying, da, a uscat cumva, da, ați înțeles voi ideea. E faza că am lemn. Putem să facem un dry în reg dintre ăsta și să începem să uscăm carne. Foarte tare, e o chestie foarte mișto pe care o foloseam în trecut foarte mult când jucam modul ăsta. Cumva era o chestie, să zicem, foarte, foarte folositoare. Avem raw meat-ul ăsta și cred că mai avem chestii de la zombie. Nu mai avem chestii de la zombie. Ok, nu mai contează. Ideea e că le putem folosi să uscăm carne și n-am un loc special pentru ele acum, așa că o să le pun și eu pe aici. O să le pun pe aici și să vă arăt exact cum funcționează toată treaba asta. Nu mai știu cum le-am plasat. Deci nu așa, 100% nu așa. Ok, uite așa, pe blocul ăsta. Bun, atât? Dar trebuie să mai am 3. Bun. Bun. Păi ceva de genul ăsta și luăm ăsta, raw meat-ul ăsta și îl punem aici la uscat. Cam așa arată după ce punem carnea la uscat. Bineînțeles că putem să mai punem două aici frumos, așa, așa, bam, bam, și lăsăm carnea să se usuce. Iar mai apoi poate fi comestibilă, putem să o folosim. O să se schimbe forma cărnii și avem mai multe tipuri de carne. Hai să ștergem asta de aici pentru că e din Tinkers toată treaba asta, nu știam, dar mi-am adus aminte. Cât mai lucrăm noi pe aici, pe la baza asta, ele o să se schimbe și o să fie folosite pe post de mâncare. Și e o sursă foarte bună de mâncare, atâta timp cât omorâm mob și animale și chestii de genul ăsta. Și e o chestie foarte, foarte tare, nouă, de altfel. Zona asta... aș putea să o customizez cum vreau eu, dar n-aș vrea să-i stric din designul ăsta, pentru că se pare că din greșeală i-am făcut un mic design aici, așa că o să-l las așa și o să fie, nu știu, o zonă în care o să punem alte chestii. Vedem pe parcurs. Vreau să fie cât de luminată zona asta posibil, pentru că deja am murit odată și nu mai vreau să mai mor, pentru că nu știu de ce. Dar când m-am întors aici, o parte din itemele mele nu mai erau. Și asta poate fi puțin frustrant, pentru că, sincer să fiu, am avut câteva iteme importante la mine în momentul când am murit. Și după aia a fost destul de frustrant să ajung înapoi și să văd că acele iteme pentru care am muncit, teoretic, nu mai există acolo. Și na, am zis că e mai bine așa. Bun, luăm asta, așa, bam. Și asta e frustrant puțin. O să până aici trebuie să fie. Așa. M-am gândit eu la tipul ăsta de lemn, era foarte aproape de mine și arată și interesant, nu o să vă mint. Și folosesc marble-ul pentru că marble-ul e un bloc foarte frumos, alb, curat. Cumva eu i-am dat un design cu chisel-ul, dar mergea și fără, dar arată așa ca niște bricuri albe care arată bine, nu știu, mi s-a părut foarte tare designul ăsta și am zis că de ce nu să-l încerc. Trebuie să găsim ceva pentru torțele astea să fie înlocuite. Acum nu știu exact ce surse de lumină aș putea găsi pentru torțele astea, dar rămâne de văzut pe parcurs. Mă duc așa, dar vreau să păstrez designul ăsta pentru că mi-a plăcut și vreau să rămână la fel aici. Adică dacă o să pun aici o să fie ceva de genul ăsta. Ok, bun, hai să dormim puțin, nu vrem probleme cu mobii. Prea departe. Ok, acum că am dormit, da, mai am marble, asta e de bine, mai am un stack de marble de ăsta, ar fi bine să mai fac rost. Ok, e bine să nu fie rău. Da, cam așa, nu știu ce vreau să pun pe jos, încă nu sunt hotărât, dar vedem pe parcurs. Uite ce frumoase frunzele astea, mă gândeam la multe lucruri, dar hai să mergem, dacă tot avem betul ăsta. Hai să folosim ăsta, să vedem prin prejur ce mai găsim. Mergem o leacă până la insula aia de acolo de sus, pentru că putem și nu putem să murim. Și cred că asta o să fie zona în care o să facem noi toate lucrurile foarte interesante, zic eu. Să vedem la insula asta, nu este niciun aba, dar este unul, este un slime. Dar slime-ul ăsta, nu știu, fraților, ce caută pe acolo pe jos, slime-ul ăsta nu-i cine știe ce de capul lui. În schimb, putem să facem niște slime boots care arată interesant. Dar nu asta vreau eu să fac, vreau să merg până la nori. Vreau să merg până la nori pentru că văd că
pe mod pe cu ăsta, nu mai ține aminte treaba asta. Norii sunt solizi, Cloud, ești nebun din natura. Și arată într-un mare fel și noi putem să stăm pe ei? Da, putem să stăm pe ei, ești nebun? Uite, am intrat într-un nor. Deci dacă nu aveam ăsta era grav. Hai să vedem dacă putem să luăm norul ăsta. Cu ce l-am putea lua? Cu ăsta nu. Cred că luam cu altceva sau dacă nu zburăm, îl luăm mai repede. Da, luăm mai repede dacă nu zburăm. Cred că asta era problema. Doar că nu știu exact care sunt blocurile prin care pot să trec și care pot să mă bazez că nu cad de pe ele sau ceva de genul ăsta. Eu nu știu cum de n-am căzut acum, pentru că eu am spart un bloc. În fine, nu o să intru prea mult în detalii. Voiam niște blocuri dintre ăsta de cloud, care arată interesant, și voiam să le iau neapărat. Sunt niște blocuri interesante, niște blocuri pe care nu le vezi în majoritatea mod pe curilor și e mișto că poți să intri așa prin ele. Foarte tare, hai să mergem înapoi jos. Cred că dacă o să le punem pe jos, cred că putem să intrăm prin el și nu cred că e cea mai smart chestie, dar e... Putem să-l folosim pentru tavan la construcția asta? E posibil, hai să vedem cum s-ar vedea pentru tavan în ceea ce privește baza noastră. Că dacă se vede bine, jur că o să pun tavanul dintre astea. El nu se vede foarte rău, dar dacă ar avea o sursă de lumină în spate, nu știu, un glowstone sau ceva de genul ăsta, cred că s-ar vedea mult mai bine. Așa ele sunt destul de transparente și se vede blocul din spate. Uite cum mâna se sparge mai ușor. Putem să folosim pentru diferite construcții. În schimb, cred că putem să folosim, fiind transparente, pentru pereți dintre ăștia transparenți, pentru geamuri. Cred că folosește ca un fel de geam, doar că nu cred că protejează nimic. Gen, dacă o să pun chestia asta aici, să zicem, uite, în felul ăsta, da? Ca și cum aș avea un perete, na, din sticlă mai puțin transparentă, poți să treci prin el, adică asta înseamnă că nu mă protejează de mobi, pot să-l folosesc pentru interior, pentru design, dar nu e cea mai smart idee, nu cred, din punctul meu de vedere. Cred că e mai bine să facem pereți solizi, astfel încât să nu ne caute ăștia, zombi pe acasă. Nu știu dacă asta s-a făcut sau nu. Asta nu mergea să pun aici. Asta e doar de prăjit. Stai că am intrat. Da, e doar de prăjit, scuze. Deci am făcut o mare greșeală. Nu trebuia să pun carne asta. Era tot o altă carne. Zombii nu prea m-am bătut. Nu mai știu dacă funcționează cu altceva. Da, nu, e tot din food plus, deci nu e asta. Da, mi-a trebuit niște zombi în momentul de față să mă duc să mă bat cu ei și să le iau alea carnea și după aia să pot face toată treaba asta. Așa că revin după ce se face noapte și mai vedem. Hai mai că vedem. A venit și noaptea și putem să mergem după zombi. Și am mai făcut eu ceva până m-a așteptat să vină noaptea. N-am așteptat doar așa. Acum că sunt un liliac, pot să zbor și mă bucur de treaba asta. Putem să mergem după... Mamă, scot și sunete de lilieci când mă bate ăsta. Principalele mele ținte sunt zombi, nu creeperi. Nu restul, vreau să fac rost de niște carne de zombi, să vă arăt cum funcționează toată treaba aia. Uite unul acolo, ok, ăsta e un setean, nu o să am nevoie de tine, îmi pare rău, dar o să am nevoie, iar mă transform. Ok, o să cad de sus, așa-i? Bam, corect. Corect că n-aveam ăsta la activ, deci luăm betul ca să fie treaba bună și mai vedem de un zombi. Am făcut rost de ceva carne de zombi sau doar l-am omorât și atâta tot? Uite pe ăsta micu, zim că îmi dai carne, te rog eu. Nu inimă dintre asta, ok, pot să o mănânc, dar nu de asta voiam. Voiam niște carne de zombi și asta nu știu dacă mi-a dropat ceva, că nu văd nimic pe aici dropat. Ok, uite, gata, două bucăți, foarte bine. Eu cred că e suficient să vă arăt, dar vreau să mă mai bag cu niște zombi. Ăsta are o cască pe cap. Nu mă transforma iar. Ok, m-am transformat iar. Urăsc treaba asta. Zombi care atacă zombi. Păi nu prea e corect, nu știu cum să vă zic. Ok. Dar ce tare s-ar cu zombi. Am geam boost 3 dacă sunt zombiul ăsta. Da, ești nebun. Foarte tare. Hai să mai încercăm să mai găsim niște zombi pe aici. Uite, o să am nevoie și de... Uite ce botniță are porcul ăsta. O să am nevoie și de pânză de păianjeni. Ok, m-am transformat în păiangăn. Acum sunt un păianjen, băieți. Nu știu de ce se vede așa ciudat, cred că abia mă transform. Da, eu sunt un păianjen acum și teoretic mă pot urca pe ziduri. Hai să vedem cum funcționează treaba asta. Da, mă pot urca pe ziduri. Ok, foarte, foarte, foarte util dacă mă întrebați pe mine. Dar și cu ăsta, cu betul, pot să mă urc peste tot. Deci nu numai pe ziduri, pot să fac ce vreau eu cu betul. Și cred că ăsta e cel mai bun mob din punctul meu de vedere. Ok, mă mai uitam pe aici să văd dacă mai văd vreun zombie sau ceva. Dar slăbuț, am doar 4 bucăți. Asta înseamnă că ca să facem o sursă infinită cumva de hrană din treaba asta, trebuie să ne batem cu mulți mob. Și e cam frustrant pentru că nu prea sunt, nu înțeleg de ce. Sunt pe normal, dacă nu mă înșel, pe normal, dar n-am...
N-am înțeles de ce, în fine. Hai să punem la uscat carne de zombi și vă arăt după aia cum funcționează toată treaba asta. Cât se usucă carne de zombi, o să pun toate chestiile pe aici că nu mai am nevoie momentan de ele. Hai să dorm pentru că atât voiam să vă demonstrez. Ok, nu pot să dorm dacă sunt transformat, deci trebuie să fiu om normal ca să pot dormi în pat. Deci un liliac nu poate dormi în pat. Și chestiile astea de aici, am făcut eu o mare prostie pe aici. Hai să vă arăt despre ce e vorba. Am construit o chestie pe care nu știu să o folosesc. Asta. Și când o pui jos face treaba asta, jurul tău, nu înțeleg exact. E, cred că mai mult o chestie să poți construi un semicerc sau ceva de genul ăsta. Cam așa îl văd eu. Cred că, de fapt, da, e un guide. Îți arată cam cum ai putea să construiești un semicerc. Cred că asta e. L-am făcut din greșeală, sincer să fiu. Dar e binevenit pentru viitor. Nu se știe niciodată ce o să vrem să mai construim pe aici. Așa că lasă-l să fie acolo. Bun, mă uitam aici că ar trebui să fac o chestie de genul ăsta. Și acolo deasupra, astea sunt locuri pentru chesturi, dacă nu v-ați prins până acum. Acolo deasupra mă gândeam eu să pun ceva slaburi. Cred că niște slaburi de limestone ar fi mai mult decât perfecte, dar nu știu dacă le pot folosi cu chisel. Da, le pot folosi cu chisel, ceea ce-i wow. Ok, hai să vedem cum arată cu astea de limestone. Nu arată rău deloc, dacă mă întrebați pe mine, chiar arată foarte, foarte bine. Să fac treaba asta, o să fac treaba asta și o să iau mai multe. Și aș vrea să fac, cred că tot tavanul o să vină în stilul ăsta pe care l-am făcut aici. Da, arată super interesant. Sincer să fiu, arată super interesant. E o bază de început care arată super, super ok. Da. Sunt foarte mulțumit. Cred că cam atât cu episodul de astăzi. E un episod destul de lung, dacă mă întrebați pe mine. Eu cred că am filmat destul de mult. O să vă arăt în episodul următor cum s-au transformat astea. Și până data viitoare, eu am fost și obișnuit cam atât. V-am țucat. Pa!